Salutare tuturor, am găsit la un nou video pe canal. Astăzi o să vedem care e treaba cu evenimentele astea noi de pe Free Fire. O să încercăm să spargem și niște diamante eventual. Înainte să începem, puteți să apăsați pe butonul de like să facem peste 1000. Dacă sunteți noi, puteți să vă abonați cu clopoțelul ca să primiți notificare atunci când postez. Să facem și noi 30.000 de abonați și dați un follow pe Instagram la alex.15. Aveți link în descriere de la Instagram meu oficial. La fel, dacă vreți să vă bag diamante cu PaySave, aveți prețurile pe ecran. Diamantele intră instant și mă găsiți pe Instagram. Iar dacă vreți vă alăturați membrilor canalului, tot prin descriere sau puteți să apăsați pe butonul alătură-te. Cam asta a fost și introducerea, mulții. Sunt puțin răcit și hai să vedem aici care e treaba. Și by the way, ca o scurtă idee așa, vreau să mă apuc serios de YouTube, fiindcă se dă și vacanța asta și chestii de genul, și vreau să postez mai des, postez videoclipuri interesante cum o făceam în carantină, așa că așteptați-vă la videoclipuri noi. Măcar o dată la două zile, da? Și vreau să fie și videoclipuri interesante, nu prostii. Bun, hai să vedem aici care e treaba. Deci primul lucru pe care vreau să văd în acest video e incubatorul, fiindcă da, asta mai încet, s-a adăugat incubatorul ăsta, mă băieți, deci spuneți cât de fomistă poate fi Garena, fiindcă s-a adăugat incubatorul ăsta. Deci efectiv nu au trecut nici 6 luni de la... S-au trecut? Nu. Nici n-au trecut 6 luni de la băgarea... de prima oară de când s-a băgat incubatorul ăsta. Și l-au băgat, da? Deci avem aici frumos incubatorul. Doar că nu l-au băgat cum era înainte. Efectiv, aici avem 3 blueprint-uri, asta nu mă interesează. Dar s-au schimbat atribuțiile, dacă nu mă înșel, și... costă mai mult. Deci eu pe păritoarea asta MP40 Blazing Heart am dat 3 pietre și un blueprint, dacă nu mă înșel. Deci spuneți în comentarii dacă mă înșel sau dacă nu mă înșel. Imediat o să vedeți cum am spart 1000 diamante. Știu că am dat 3 pietre și un blueprint. O să mă uit pe videoclipul ăsta pe spargere, fiindcă am luat-o pe videoclip. La fel, ăsta costa 2 pietre și un blueprint. Deci da, mă băieți, și au schimbat și prețurile aici frumos. Vedeți, costă 2. Și la păritoarea asta verde, ok, deci damage și range. Ok. Nu știu, cred că am avut eu ieri buguit jocul și la păritoarea asta verde am arătat 2 damage și 1 rate of fire, că la asta. Și asta scădea din range și asta scădea din magazine. Deci ori era jocul buguit, ori nu știu, unor nu știu, da? Dar după părerea mea, cea mai bună păritoare de aici, cele mai bune păritoare, deci cea mai ieftină, nu e asta cu unor rate of fire, scade din range, vedeți, e pârnaie. Dar cea mai bună păritoare așa de buget, eu zic că e asta, obeții. Fiindcă are 1 damage, 2 acuratețe, eu am din prima de când s-a băgat și chiar își face treaba, deci chiar își face treaba păritoarea asta. Bun. Și apoi dacă vreți vă luați o păritoare pentru 4v4, să zic așa, pentru chestii din astea care rupe, deci rupe, vă luați pe asta verde fiindcă e blană, deci e blană. Sperăm că o să bage și de la Garena o reducere la incubatorul ăsta. Poate o să fie acolo, știi, să iau și o păritoare asta verde fiindcă o să rup cu ea. Fiindcă are 2 damage în un range și rupe, credeți-mă că rupe la 4v4, e fix. Fix ca mechanicalul, da? Deci fix ca mechanicalul. 2 damage, 1 range, minus 1 reload speed. Ei bine, mechanicalul mi se pare că are minus 1 megazine sau ceva de genul, dar rupe. Și dacă aveți bani și n-aveți să faceți cu ei, băgați în Free Fire și luați asta. 2 damage, 1 rate of fire, dar scade din range. Bun, ia uitați-vă cum ar arăta păritoarea asta mâna lui Reflex, dar cum arată și banii în buzunar, da? Mai bine. Bun, oricum v-ați dat că o să bagi o reduce, o să iau pe asta, dacă nu, nada. O să dau la cutii pentru mechanical, fiindcă mechanicalul e la fel ca asta. Bun, cam asta e treaba, mă, zic incubatorul. Iar acum o să aveți un videoclip în care am luat top-up-ul de 1000 diamante și am spart aici frumos 1000 diamante, să vedeți ce raturi am luat. Deci vă las și revenim cu videoclipul.
Da, mă, băieții, deci cam asta a fost treaba. Ați văzut ce rahaturi am luat. Mi-a venit și mie aici frumos că a câștigat Steaua niște internet. Bun, deci așteptăm să comentarii despre incubator, dacă ați luat sau dacă nu chestii. Dăm aici frumos la Super Hacker Store. Deci am dat aici două spinuri, din prima trebuia să alegi ce chestii voi ai. Arată motul ăsta, sabia asta e prost și na, sabia o aveam, vă arăt imediat. O am de prima dată de când s-a băgat și am dat două spinuri și am luat primul spin ăsta și al doilea ăsta, da, gluălu. Aici de care-i treaba, deci să vă arăt și eu cam sabia și de care-i treaba cu gluălu. Nu, la weapons, dăm aici frumos la weapons și aici de care-i treaba. Dăm aici frumos la perfect și avem katana asta, da? O am de prima dată de când s-a băgat. Bun, ce am zis că v-am arăt acum? Hai să vedem și glue-ul. Dăm aici la grenadă, am 12 glue-uri aparent și ăsta este cu 49 de gemuri, l-am luat. Bă, destul de șmecher, n-am ce să zic. Deci cam asta e treaba. Aveți aici chestiile astea frumos. E în tematică cu incubatorul ăsta. Bun, deci cam asta e treaba. Și o să bage și un top-up cu blueprint la incubator. Sperăm că o să fie ieftin, gen 1000 de diamante sau chestii de genul. Ca să pot să iau și eu costumul ăsta, da? Stai, costumul ăsta totuși ok pentru colecție. Fiindcă eu, de când s-a băgat jokerii la incubator, de prima oară de acum 2 ani, eu am fiecare incubator, da? Ce s-a băgat, cel mai ieftin, cel mai... oricel din mijloc. Bun, vedem aici care-i treaba, fiindcă o să luăm costumul ăsta gratis. Login 7 days. Ok, nu vă gândiți la cornurile alea, dar dăm aici open. Hai să vedem care-i treaba. Ne schimbăm aici frumos. O să luăm și magic cu video-ul ăsta, dacă nu mă înșel, dacă mi-amintesc până la sfârșit. Bun, dăm aici frumos și cam ăsta e costum, băiții. Puteți să luați voi gratis dacă vă rugați 7 zile. Mai un costum destul ok. Îmi place asta și ăsta îmi place, deci hai că îl găsesc dacă e, dar oricum e legendar. Nu, e epic, evident că e epic. Dar e un costum destul de fainez, da, pentru colecție și aparent e gratis, deci e foarte, foarte blană. Bun, hai să vedem care-i treaba, mai avem aici evenimente. Avem aici frumos, Free Fire s-a terminat aparent. Perfect, aici buia, dați buia, luați cutii din astea, puteți să luați emote-ul, CS de pe 6 de astăzi până pe 14, până pe 12, o să luați, aba nu, de pe 6 decembrie până pe 14 decembrie, jucați câte un match la la Clescoat și o să primiți un room în fiecare zi, deci asta înseamnă 6, 14, 8 roomuri, da, deci 8 roomuri gratis, câte un room în fiecare zi. Așa da, mă, băieții, deci așa da, așa mai merge jocul ăsta. O să avem și noi rumuri aici frumos să jucăm. Da, avem ăsta, azi de imediat, Elite Pass-ul, by the way, Elite Pass-ul, nu știu dacă am făcut reacție la el. Cred că am făcut la ceva reacție, dar ați văzut Elite Pass-ul, nu cred că o să-l iau și pe ăsta. Dar, nu știu, să vedem cum ne încadrăm cu diamantele, da? Aparent m-am găsit și eu cu un member și bine ăsta pe cont. Deci, da, și am dat astăzi un spin-off camera la chestia aia de am luat glue-ul. Cam asta e treaba, băieții, și cu videoclipul ăsta. Imediat o să deși un match la Clay Squad rank. Nu o să mai iau magic-ul, fiindcă am zis că iau și un magic-ul pe videoclipul ăsta să fie mai interesant, dar cu siguranță nu o să conteze și avem aici niște costume de cacao, da? Deci cam asta e treaba, băieții, sper că v-a plăcut. By the way, ați văzut că v-a băgat și top-up. Auleu, deci de mai cer ermurii. Chiar trebuia să vă arăt top-up-ul ăsta cu XM8. Dăm aici frumos la XM8 și avem chestia asta cu 2 magazine. Cum se costă asta? 500 de diamante. Scade din range de 2 magazine. S-au prăjit ăștia la cap. Bun, dar cam asta trebuie să și cu videoclipul ăsta. Așteptă asta în comentarii dacă vreți să vă băgați diamante pentru top-up. Aveți prețurile pe ecran, diamantele intră instant și mă găsiți pe Instagram la ales.15. Aveți link în descriere. Deci cam asta a fost și cu videoclipul ăsta. Sper v-a plăcut. Le mulțumesc membrilor canalului fiindcă s-au alăturat. Eu am fost Alex și ca de obicei noi ne vedem data viitoare.